Albert Einstein spunea că inteligența sa se datorează faptului că în fiecare zi a vieții lui a învățat ceva nou. În educația prenatală îi oferim copilului experiențe noi încă dinainte de a vedea lumina zilei. Ce este educația prenatală? Ce urmărim să obținem? Cum comunicăm cu bebelușul din burtică? Ce aud și ce simt bebelușii din burtică? Discutăm despre avantajele educației prenatale împreună cu psihoterapeutul Ana Băianu. Bine ai venit, Ana, la noi! Ce este școala bebelușilor din burtică? Bine v-am găsit! Este o școală în adevăratul sens al cuvântului. Are o programă, o metodologie de aplicare, un orar, profesori și elevi. Sunt întâlniri lunare, care durează aproximativ o oră și la care participă nu doar mămica însărcinată, ci întreaga familie. În cadrul acestor întâlniri, ei învață despre săptămâna de sarcină în care se află bebelușul, dar și o multitudine de exerciții pe care să le realizeze acasă. Se încadrează școala ta în termenul de educație prenatală? Dar este educație prenatală, pentru că am observat că din momentul în care o femeie rămâne însărcinată, se preocupă foarte mult de sănătate fizică, de aspectul fizic. Cum să se îmbrace, iată, nu mai poartă tocuri, cum să se alimenteze. Îi transmite tot felul de gusturi alimentare chiar copilașului din burtică. Și atunci, invitația mea este, haideți să ne preocupăm și de sănătatea mentală a mamelor și a bebelușilor din pântecele lor. Este o știință recentă? Dacă este să ne raportăm la rigorile științifice, la studii, la experimente, la teorii și ipoteze, da. Psihologia și pedagogia prenatală sunt recente. Însă omenirea din cele mai vechi timpuri a educat intuitiv copiii din burtică. Care sunt, în cazul tău, obiectivele educației prenatale? Cu toții ne dorim copii mai inteligenți. Și aproape toate mamele spun, vreau ca bebelușul meu să fie măcar puțin mai deștept decât mine. Și iată, unul dintre obiectivele școlii prenatale este dezvoltarea inteligenței copilului. Și îndrăznesc să spun mai mult, mă adresez psihismului în totalitatea lui, căci dezvoltăm și gândirea și memoria, atenția, voința și limbajul, pentru că îi vorbim foarte mult. Un al doilea obiectiv vizează legătura dintre membrii familiei și noul venit pe lume. Și atunci relațiile acestea frumoase, armonioase, vor fi durabile și sperăm, sau cu siguranță, vor dăinui peste timp. În al treilea rând, participând lunar la aceste întâlniri educative și pe urmă, desfășurând activități zilnice acasă, părinții și în special mama își formează deprinderea de a interacționa cu puiul ei. Și acesta este cel mai important aspect, cred eu. Îmi poți spune, te rog, cine sunt profesorii la școala bebelușilor din burtică? Cel mai important profesor este mama. Dar ea are niște ajutoare de nădejde în tatăl copilului, în ceilalți frați și în animalele de companie. Când ar trebui să începem să ne educăm bebelușul din burtică? Vârsta de 18 săptămâni de sarcină este vârsta ideală, pentru că medicina ne arată că bebelușul își dezvoltă urechile și implicit auzul și atunci ne este mai ușor să obținem reacții din partea lui. Prin ce pași recomand să treacă o viitoare mămică? În momentul în care se înscrie la cursurile noastre, îi recomand ușor-ușor să stabilească un program zilnic. În primul rând, momentul ideal de a interacționa cu bebe este la cel puțin o jumătate de oră după masa mamei, pentru că atunci copilul e treaz și activ. Activitățile acestea ideal ar fi să se desfășoare de două ori pe zi, o dată dimineața și o dată seara. Dar nu mai mult de 5-10 minute, pentru că mai multe exerciții nu conduc la o inteligență mai mare, ci dimpotrivă ar putea obosi copilul. Putem începe educația prenatală și mai târziu, spre sfârșitul sarcinii, poate sunt graviduțe care ne privesc și au aflat abia acum despre conceptul tău. Sigur că da. Programa noastră prevede anumite module adaptate fiecărei săptămâni, fiecărei luni de sarcină mai bine, dar sunt și exerciții care pot fi desfășurate în orice etapă. Spre exemplu, lectura poveștilor. O putem face în orice săptămână de sarcină.
Care crezi că sunt cele mai importante beneficii pentru bebeluși? Când mă gândesc la bebeluși, îmi imaginez sau mi-amintesc despre trecerea pe care micuțul trebuie să o facă din mediul intrauterin în lumea extrauterină. Și prin școala bebelușilor, noi deja îi prezentăm anumit stimul, anumite persoane, și în acest mod îi va fi mult mai ușor să se adapteze lumii de afară. Crezi că câștigă și mămicile ceva? Enorm. Multe mămici povestesc despre regretul de a nu avea un pântece transparent. E un mod foarte frumos de a spune că dacă aș putea să învăț copilul, să-i conștientizez prezența, poate aș putea să fac mult mai multe pentru el, să fiu mai atentă, mai interesată. Și prin exercițiile pe care le desfășurăm, copilul îi dă mamei reacții fizice, concrete. Spre exemplu, ea va bate o dată cu palma pe pântece și bebe împinge cu piciorul o dată, bate de două ori, bebe răspunde prin două bătăi. Este un răspuns foarte emoționant și sunt și altele mult mai ample. Asta mi-amintesc și eu. Și aici și copilașul meu repeta loviturile pe care le transmiteam noi prin burtică. Spune-mi, te rog, ce aude și ce înțelege bebelușul din ce îi spunem noi? De la 18 săptămâni spuneam că aude totul. Dar pentru că vorbim de auz, sunetul cel mai familiar și, de fapt, primul sunet din viața lui sunt bătăile ritmice ale inimii mamei. Și atunci noi venim cu un exercițiu, cu toba, spre exemplu, când repetăm această ritmicitate a inimii, dar cu variații. Și atunci, el aude aproape tot, dar înțelege în special intonație, ritm, inflexiune și cu timpul învață și cuvinte. E foarte frumos ce spui, dar poate fi destul de greu să îți dai seama cum ai putea vorbi cu bebelușul din burtică, cum să-ți adaptezi limbajul la urechile și sufletul lui. Poți să ne dai un exemplu? Da. Voi folosi repere fizice, ca să spun așa. Și e firesc. Ne gândim că el se află într-un mediu acvatic, îl despart de vocea noastră, nu numai lichidul din interior, dar și mușchii abdomenului. Și atunci eu le recomand mămicilor să ridice vocea, să vorbească ceva mai tare, cum am făcut eu acum, ceva mai tare decât vorbesc de obicei, să își îndrepte chiar buzele către pântece și pot folosi, unele mămici folosesc o portavoce sau pot folosi un tub din acesta, în mod intențional nu l-am decorat pentru ca să putem intui că este foarte la îndemână. Da? Și atunci ne lipim buzele la un capăt al tubului și celălalt capăt îl aplicăm pe burtică. Cât despre tată și ceilalți copii, ideal este ca ei să se apropie efectiv de burta mamei. Îmi dai, te rog, și câteva exemple de exerciții pe care le putem face pentru bebeluși încă de la începutul sarcinii? Putem alege să comunicăm cu el și să îi explicăm tot ceea ce facem. Spre exemplu, este un modul în care le învăț pe mame despre acțiuni. Da, și spun merg și atunci îi recomand mamei să meargă. Și spune bebelușului, bebe, merg. Un alt exercițiu foarte drag mie este cel cu instrumentele muzicale. Eu am ales un xilofon. Avantajul extraordinar este că mama îl poate lua și îl așează pe burtică. Și are dublu efect. Pe de o parte îl relaxează pe bebeluș și îl învață, pentru că asta urmărim, dar o relaxează pe mama. Acest exercițiu eu una l-am continuat cu fetița mea și după ce s-a născut și ea acum se joacă cu mare bucurie cu el și cântăm împreună. Îți mulțumesc frumos, Ana, pentru sfaturi. Iar pe voi vă invit să intrați pe totuldespremame.ro ca să citiți despre diferite tehnici care să te ajute să comunici cu bebelușul din burtă.